Centrul Vechi este astăzi inima distracției din București. Remus este unul dintre primii care au investit în zonă. M-am spus că nu mai plec de aici până nu fac ceva. A plecat din România la 21 de ani. A ajuns la Paris. Nu știa limba, dar vrea să muncească. Am plecat prima dată 2 luni și jumătate, 3 luni la un chinez, unde livram legume chinezești de dimineață de la 4 și jumătate până 5 dimineața până pe la ora 11. După care lucram, aveam un restaurant micuț, în care lucram până la 11 seara. Asta întâmplându-se 7 zile din 7. A fost mai întâi ajutor de ospătar în restaurantul unui hotel de 5 stele din Paris. La 31 de ani avea propriul restaurant, pe Cheiul Senei. Cu toate acestea, după 21 de ani, s-a întors la București. Ai văzut în zona asta un potențial economic deosebit? E o zonă unică, adică nu sunt eu cel mai deștept om din România ca să înțeleg. Sunt foarte mulți oameni care au înțeles, dar ei au înțeles mult mai bine dinaintea mea și au cumpărat clădirile. Care până acum un an și jumătate nu se întâmpla nimic pe ea. Era... Și astăzi a devenit una cele mai frumoase străzi. Foarte animată. Uitându-ne în jur, în 70% din București, unde sunt numai construcții comuniste, era logic să-mi placă. Bineînțeles, probabil și datorită faptului că am stat atâta timp la Paris, deci am simțit lucrurile altfel. Acum 4 ani nimeni nu le-ar fi dat vreo șansă celor care îndrăzneau să facă afaceri în centrul vechi. Mirosul de canalizări, mizeria, nu erau locuri pentru depozitarea gunoaielor. Clar că ajungi la un moment dat să fie deranjant. Clădirile nu aveau instalații sanitare, nu aveau scurgeri care erau legate la stradă. Și aveam căderi de curent efectiv la 2 ore, adică... În ultimii 13 ani, majoritatea clădirilor au fost retrocedate. Proprietarii au avut nevoie de bani grei ca să le refacă aproape de la temelie. Hanul Manuc, care la fel a fost reabilitat. E un restaurant cu muzică românească, în interior terasă. E un loc frumos. Aici s-a semnat pacea prin care s-a încheiat războiul ruso-turc. A început în 1806. Asta e un loc de promenadă... Foarte frumos. Foarte frumos. Da. 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 Dacă vin turiști și vor să facă poze și să vadă alte imagini a Bucureștiului, da, aici putem să fim mândri. Așa ar trebui să arate tot centrul istoric. Mai sunt și câini. Deci, e superbă clădirea asta. În bănci. Ce caută străinii aici? Ei știu că Bucureștiul a fost la un moment dat demolat. Ei au auzit de comunism. Aud de tot felul de legende despre România. Cum și noi auzim de diverse legende atunci când mergem să vizităm undeva. Și vin să le vadă cu ochii lor. Fiecare clădire are aici o istorie. Dacă încerci să o descoperi, riști să descoperi însă și mizeria din spatele strălucirii de la stradă. Doi patroni sunt aceia în interior. A venit, a dărâmat, a lăsat muriul aici, a încărat eu. Și aici, acum, vara, când vine, ne vânte șobolani. A fost orice aici, a fost până la urmă de toate. Asta cineva a văzut aici. Da, acolo în WC-ul de să folosește locatarii de el. N-avea canalul să scurgă în canal, adică țeava de scurgere în canal. Aici nu ala sta. Când venea căldura, era o infecție tot așa. Chiar în timpul filmărilor pentru acest reportaj, am aflat că la doar câțiva metri de bulevard o clădire s-a prăbușit. Din fericire, aceasta nu era locuită, dar împrejur sunt 10 de clădiri aflate în aceeași stare de degradare și unde locuiesc încă oameni. Sunt șubre, de pe da, ce a făcut cineva vreun secret din asta? Au fost devalizate de plăcăi care n-au unde să locuiască, au fost lăsați de către tovarășii în uniformă,
Și aici se ajunge, e normal. Nu există altă soluție. Dar marea însă e bună. Uitați că mai rămâne niște fier vechi, pentru România e plină de metalurgiști. Acolo sunt încă zeci de case care nu ne aparțin. Noi nu putem să intrăm, chiar dacă ele sunt în situația de a deveni pericol public, uitate de Dumnezeu acolo, căutăm, stăm și căutăm proprietarii prin toată lumea și ăsta este adevărul, prin toată lumea. Nu o să mai construim alt centru vechi. Clădirile pe care le avem și care fac parte din patrimoniul Bucureștiului sau al României, cred că ar trebui să fie o prioritate. Dacă or să cadă, sigur, n-o să vină cineva să le facă la fel. E adevărat că atunci când văd o lustră că se mișcă, mă uit la a doua să văd dacă se mișcă și a doua. Că unii mai ating, mai dau cu mâna în lustră, așa că dacă a doua nu se mișcă, e ok. Ca să-și păstreze afacerile, patronii de baruri s-au apucat să-și consolideze singuri clădirile. Proprietarii trec doar ca să încaseze chiriile, cele mai mari din România. Cred că autoritățile ar putea să intervină pentru a obliga proprietarii să refacă fațadele clădirilor. Așa cum la Paris, odată la 10 ani, sindicatul clădirii obligă proprietarii acelei clădiri să refacă fațada. M-am săturat să stau să mă tot rog de proprietar să... Nu vreau unul să facă, nu are posibilitate. Nu-i nimic. Dacă este așa și chiar există rea voință, atunci o să le expropriez și o să le fac. O să-i propun primului ministru să intrăm cu ordonanță de urgență dacă este de acord. Să-mi spui ce ne atrage la Centrul Vechi, de ce venim aici? Centrul Vechi a devenit o emblemă pentru București, ca pentru multe alte capitale europene. Ne atrage în primul rând faptul că aici toată lumea este egală. Care cumva face cu psihologia maselor, cu faptul că atunci când suntem mai mulți, există o dispersie a responsabilității, o, cum să spun eu, uităm, devenim un suflet comun cu ceilalți. În cazul unora, comuniunea merge până la capăt. Dependenți de energia locului, studenți cu buzunarele goale și străini cu portofelele pline se mută în centrul vechi. Căutăm să închiriem un apartament cu 3 camere în această clădire din buricul târgului. Aflăm de la proprietari că ne-ar costa cam 650 de euro pe lună, dar sunt unii care vor chiar 950 de euro pe lună. Această construcție datează din 1937, iar aici a funcționat un han. Cei care vin din provincie sunt atrași cumva de ideea asta de mulțime, de aglomerație, de metropolă. Aici simt că într-adevăr trăiesc într-un oraș mare. Cei din București însă au avut și ocazia să vadă centrul vechi în paragină, să-l vadă fără nicio terasă, să-l vadă fără pavaj. Și atunci cumva așa o chestie de mândrie. Avem unde să ieșim. Crede-mă, pentru numărul de oameni care sunt prezenți în centrul istoric, e o zonă foarte liniștită, să știi. Eu nu am auzit, de exemplu, niciodată să fie spart vreun bar sau vreun restaurant. Despre firmele astea vechi, confecții, reparații, bijuterii, hotel, nu știu, ar trebui date jos sau sunt fermecătoare ele însele, le-ai lăsat? Eu nu sunt nostalgic, sincer, cu comunismul. Să revin la magazine care erau în perioada interbelică, magazine de eleganță, unde se fac rochii, costume pentru bărbați sau orice manual, sau magazine de pantofi unde se confecționeze manual. Da. Meserii vechi, reînnoite și modernizate. Asta ar fi foarte frumos. Și util, pentru că altfel centrul vechi riscă să trăiască în continuare doar noaptea. She's just a girl and she's on fire. Oh. Treceți pe la casierie. Suntem să ne ridicăm la alte standarde. Eu cred că deja sunt niște persoane care se duc aici în funcție de ce văd stânga-dreapta. Mai bine sau mai rău? Educație s-ar putea numi și acest show de stand-up comedy. Eu vreau să fac o chestie anul ăsta. Dacă ești manelist, ai mașină și ai GPS la mașină, să nu mai e vocea aia la GPS, să nu mai fie Marcel sau Ioana sau cum ne cheamă pe ea, să fie vocea asta așa. Mergeți înainte! Încă 100 de metri până la următoare intersecție! La următoare stradă! Faceți la stradă!
lângă, m-a fi fost lângă. Ai băgat al treia parfumos? Îmi pare rău, ați introdus o adresă fără număr. Încă nu s-a înțeles că prin distracție, pasiune și râs se poate obține o adevărată creștere culturală, spunea Dario Fo, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Pe data viitoare!